Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru portalul 2 a 2, 22, pardon, 22, 22 a 2 a 2023. Aș vrea portalul acesta pentru că astăzi e un portal, mâine este alt portal, 23 a 2 a 2023, mult mai simetric decât acesta, da? Chiar foarte simetric. Aș vrea acesta să leg de lună nouă, că tot nu am făcut etalare de lună nouă, tocmai cu gândul că sunt două portaluri și deja am mai avut pe cel de la începutul lunii. Și următorul, mâine, să vedem ce inspirație primesc, cum aș putea să-l organizez. Deja am amestecat cărțile. Aveți de ales, evident, între trei numere. Numărul 1. Fiecare are o lumânare. După cum vedeți, una mai deschisă, un albastru și un albastru închis spre mos, spre violet. Deci, prima lumânare cu ochiul de tigru. Vedeți? E superb. A doua lumânare, un albastru, lumânare, un albastru. Și această inimioară rozalie, să vede cât e de rozalie. E o inimioară. Ups, deja pică ceva, un eveniment neașteptat, rămâne de văzut. Și al treilea e un albastru spre mov, vă garantez, cam cum sunt lalelele din glas. Ia uite și acesta pică, evenimente neașteptate și la numărul 3, cam așa arată lumânarea. Dar fiind blitz, s-ar putea să se modifice nuanța. Și acest, nu, e jasper, zic unii, jasper, roșu. Seturile de cărți pe care le-am considerat potrivite. Ca să vedeți totuși setul cum arată, Manga cu Regina de Cupe, Ethereal Visions cu Marea Preoteasă și Gilded Tarot cu altă Mare Preoteasă. Am zis că acesta merge cu roșu, acesta cu ochiul de tigru și fiind mai alb, merge cu inimioara. Acum le vedeți și mai bine seturile. De fapt, cărțile, nu seturile. Coperțile vi le-am arătat. Sper și aceasta am încercat să le coordonez. Sper că vedeți, observați, da, dragii mei? Aici totuși este un roșu, să nu uitați, da? E o cață roșu central, foarte central. Acum, sper să nu mă lungesc prea mult cu vorbaj, dar dacă e necesar să folosesc clarificatorii, pentru primul număr am alb, am setul de cărți pe care l-am făcut eu cu regele de cupe deocamdată, dar rămâne ei în lucru cutia. Pentru numărul 2, ca și clarificatori, am clasicul tarot. Și pentru numărul 3, ca și clarificator, dacă nu mă iau prea mult cu vorba, am acest set de cărți. Ia așa. Mai câte cărți sunt aici? Ia să le mai fac eu loc. Cărți de citit, nu doar de tarot. Acesta este biroul. Așadar, să vă mai arăt încă o dată. Cam așa. A trebuit. 1. Ce superbie. 2. Și 3. Păi, deci aici chiar la numărul 3 ceva se întâmplă. E a doua oară când pică. Nu doar că am înclinat eu, dar știți cum e. Nimic nu e coincidență. Așa. Dar să punem seturile acestea, cărțile deoparte. Și pentru că tot am ales lumânare, scuzați-mi zgomotele, asta e. Pe masă se mai mișcă, lucrurile se mai ating. Pentru că am fost inspirată să iau aceste lumânări, hai să și aprindem la fiecare număr lumânarea respectivă. Așa, să vorbim. Numărul 1. Cei care ați ales acest ochi de tigru. Superb, superb. S-a lipit lumânarea de el. Ce putea să înseamnă? A venit o carte în timp ce am amestecat. Nu, trei au venit. Așa. În timp ce am amestecat, un soi de preetalare. A venit 8 de spade, 5 de băte și cavalerul de cupe. Posibil veți auzi sau veți comunica, poate chiar voi sau altcineva va comunica din suflet despre niște. Vreau
să spun probleme, conflicte interioare, dar la un moment dat în paralel am auzit traume. Poate despre niște traume. Cineva vrea să converseze, să-și ceară scuze eventual sau să exprime niște sentimente, dar care au fost foarte influențate de niște traume. Inițial, repet, am vrut să spun conflicte interioare, lupte interioare și nu doar interioare, dar în mod special interioare, cu 8 de spade și 5 de băte. Acest personaj s-a gândit obsesiv la voi, obsesiv în sensul că n-a știut cum să comunice, ce să comunice exact din ceea ce a simțit. 8 este casa 8 a Scorpionului, e o casă foarte dramatică și 5 e casa 5 a Leului și aceea foarte dramatică. Spun emoții intense, conflictuale, obsesive, nu la modul negativ, musai, dar când nu știi să exprimi un lucru, deja devine o apăsare. Posibil acest personaj, sau poate voi, s-a simțit legat, incapabil să se lupte cu 5 de băte, incapabil să acționeze din niște motive, în mod special programe mentale. Dar să sperăm cu acest cavaler de cupe, care înseamnă totuși cavalerii reprezintă mișcarea, se va lămuri ceva. Se va lămuri ceva. La capătul setului de cărți aveți puterea interesantă, apropo de 10 de spade, 8 de spade. O mare, mare trădare. Dar vedeți voi, știți ce aud? Ce nu te omoară, te face mai puternic. Acum, poate vorba doar de voi, pentru că totuși etalarea este pentru noi, pentru voi, dar noi relaționăm cu oameni. Acum, acest mesaj, acest personaj, cavalerul de cupe, nu mă gândesc musai la o relație intimă sau la... Poate să fie și un personaj pe care îl iubiți sau care vă iubește, dar poate să fie și un membru al familiei sau o persoană cu care este nevoie să comunicați din suflet. Repet, ce nu ne omoară, ne face mai puternici. 10 de spade, un personaj la pământ și apoi puterea. Două ființe, de fapt, două ființe care se susțin în situații foarte grele. Ideea este că apare această împărăteasă, care e o carte foarte pozitivă, și asul de monede. Și doi de cupe, care a rămas în așteptare, uite și magicianul. Deci, posibil pentru unii dintre voi, majoritatea, să zic, care ați ales acest număr 1, ați manifestat sufletul vostru pereche sau ei v-au manifestat. Ce înseamnă? Orică sunteți pe cale să-i întâlniți și ați așteptat 7 de monede, ori deja ați întâlnit, dar ceva s-a întâmplat, au intervenit niște probleme, niște blocaje mentale. E un anume tip de închisoare. Poate să fie și reală, poate să fie și... Să sperăm că nu, dar uite, mai sunt oameni care mai merg și pe acolo, poate și din greșeală. Poate e singura carte care reprezintă așa ceva, da? Sau, dacă nu-i vorba musai de... Poate să fie și o izolare, o claustrofobie a cuiva, cineva care nu vrea să iasă dintr-un mental pentru că e frică, e teamă de... a se lupta. Sunt multe motive. Voi le știți mai bine. Eu vă dau mai multe exemple. Am spus, pentru unii dintre voi deja v-ați întâlnit cu sufletul pereche. Ați rămas în așteptare. Sunt multe semne. Pentru că ați rămas în așteptarea manifestării, în practic, în real, a acestei întâlniri. Întâlnirea s-a produs. Poate ați avut deja discuții, dar încă mai aveți ceva de discutat. Lucruri foarte profunde. Și nu doar despre traume mentale, emoționale, care vin dintr-un trecut foarte apăsător, dar și despre oameni care au intervenit în viața voastră. Și nu mă refer musai în această relație, doi de cupe, cât în viața voastră sau în viața acelui personaj.
Ceva trebuie să discutați, să clarificați și să exprimați din suflet. Interesant, am zis, ce nu vă omoară, vă face mai puternici. Puteți, poate că amândoi ați trecut. Unul a trecut glorios peste aceste trădări și boli și probleme și celălalt acum învață să treacă. Puteți să manifestați o dragoste specială, o creștere financiară, hai să vorbim și despre financiar, da? Apare împărăteasa și asul de monede. Se va manifesta ceva pozitiv, tocmai pentru că ați îndurat foarte multe, am zis. Dacă ar fi să dau un titlu pentru această etalare, deși încă n-am început-o, ar fi ce nu te omoară, te face mai puternic. Și aveți ochiul de tigru, da? Care reprezintă plexul solar și puterea, energia. Spun acum. Începe etalarea cu... Hai să vedem situația despre care vorbim, pentru că portalurile acestea ne duc către diferite dimensiuni. E ca o ușă care se deschide, am mai zis eu. Avem aici uși după uși, de la 2 februarie, 22 februarie, 23 februarie și urmează 3 martie. Foarte apropiate acest, parcă ar fi un hol, așa-l văd, un hol în care sunt multe uși laterale, stânga-dreapta, depinde de noi. Cu ce vibrație intrăm pe ele și ce deschidem și ce închidem. Hai să vedem numărul 1. Am spus, această etalare ar trebui să aibă legătură un pic cu luna nouă, care a fost pe 19. O dată, pe 2, pe 3. Uite că nu mă așteaptă. 16! 16 în aceste de cărți reprezintă steaua, deși 16 în tarot reprezintă turnul. 5. Am văzut ce 5 de bâte. Chestiuni care țin de familie, de marele preo, de creșterea, dar creșterea voastră dincolo de familia în care v-ați născut, de tradiții, de, cum am spus atunci la 8 de spade, de programele mentale, dincolo de programele mentale, cu 5. Interesant, aveți vibrația acestui an. Ceva în această perioadă vă pregătește pentru evenimentele următoare care vor fi destul de șocante în acest an și nu doar. Dar, în primul rând, aveți de vindecat niște traume care țin de familia voastră. Poate și persoanele cu care veți discuta vor avea ceva de învățat sau de mărturisit. Însă, dacă ar fi să vorbim doar despre voi, e vorba de vindecare. Pentru unii, cu împărăteasa și cu asul de monede, simt că ar putea să fie o creștere a voastră spectaculoasă într-un domeniu posibil financiar, posibil artistic, dacă nu artistic, poate să țină de sănătate, că stea înseamnă sănătate, credință. 7 pentru mine este numărul lui Saturn, al lecțiilor grele. Cum am zis, ce nu ne omoară ne face mai puternici. Dar hai să vedem, referitor la această zonă, unde sunteți exact în drumul acesta către stea, către vindecare, către autenticitate, către eliberare de programele mentale. Interesant, detalii. 4 și cu 3 nu înseamnă tot 7 vibrația acestui an. Trebuie să vedeți lucrurile clar. Poate că sunt chestiuni legale. Aici văd și o busolă. Fiți atenți la detalii, la acte, la ceea ce semnați și nu doar, pentru că aici sunt cărți, la ceea ce simțiți și ce simțiți, nu vreau să zic ce citiți, dar probabil și ce simțiți când citiți. Eu cred că e bine să selectați atent informațiile pe care le lăsați să pătrundă înspre voi, pentru că sunt cărți, nu sunt ziare, dar și cărțile dezinformează și ziarele dezinformează. Pentru mine cărțile reprezintă un fel de a învăța, apropo, dar învățarea vine prin informare. Și unele pot să ne ducă pe căi greșite. Poate o chestiune de tradiții. Ați fost învățați într-un anume fel și învățătura respectivă a fost neclară,
a fost confuză și v-a îndepărtat de direcția voastră, de autenticitatea pe care trebuie să o descoperiți. Totuși, plexul solar. Interesant, 12, care e numărul spânzuratului amânărilor. Încet și sigur. Încet și sigur mergeți către misiunea voastră, dragii mei. Încet și sigur ieșiți din cochilia aceasta. Interesant, magic. Map shifter. 5 și cu 2, iar 7. Și sub acești 7 apare fericire. 33 să însemne ceva pentru voi, un număr maestru. Apare un moment special. Va fi un moment special de fericire, dar ceva se întâmplă în această perioadă. Și interesant că au venit la capătul setului de cărți. Lucrurile astea poate nu le simțiți atât de intens ca cele pe care le vedem în față sau le conștientizați, să zic. Acestea care sunt în față le conștientizați, le simțiți, sunt mai palpabile, celelalte sunt în surdină, în subtil. Dar ele se întâmplă și ele. Ieșirea aceasta voastră din cochilie, încet și sigur ieșiți din cochilie. Încet și sigur vă dați măștile jos. Și dacă nu voi, poate altcineva, dar eu cred că are legătură și cu voi, pentru că în momentul în care noi ne schimbăm, începem să atragem oameni care seamănă cu noi. Dacă noi suntem autentici, încet, încet ne eliberăm de oamenii falși, oamenii care ne-au creat confuzii. Și atragem oameni sinceri sau eventual prin puterea exemplului și oamenii din jurul nostru devin sinceri. Interesant. Detalii, detalii. Detalii, știți, casa a șasea, Fecioare. Fiți atenți la detalii și pentru că avem aici o busolă, aș putea să zic că e și casa a șaptea a relațiilor de zi cu zi, a contractelor pe termen lung. Și da, contractelor. Dacă aveți ceva de semnat, un contract, fiți atenți. Dacă vreți să faceți un proiect care are potențial spectaculos, cumpărăteasa și steaua, e spectaculos potențialul, fiți atenți la detalii. Ah, interesant, poate unii sunteți ca mine, aveți de scris, vreți să scrieți o carte, dar fiți atenți la detalii. Fiți atenți la detalii. Eu aici este un șoricel, mi-atrage atenția. Cineva vă distrage atenția. Vedeți? Și vă creează confuzie. Și, repet, lucrurile acestea sunt despre voi, dar s-ar putea să le aflați ca fiind și despre o altă persoană cu care veți comunica. Interesant, iar s-a oprit la 7 de monede. Și 2 de cupe. Aceste suflete pereche, poate să fie 2 de cupe, poate să fie și o colaborare, dragii mei. De obicei, fructuoasă, benefică. Da, hai să vedem. Odată, de 2 ori, de 3 ori. Portalul 22 a doua. E interesant cum revin cărțile. Trebuie să alegeți între, iaute, dacă nu voi, altă persoană. Între a fi stabil, regele de monede, a avea business-ul vostru, a avea siguranța voastră financiară, familia voastră, eu știu ce vreți să tradiți, să vă creați voi tradițiile și structura interioară și financiară sau asta în programe. Posibil totuși cineva să vrea să vorbească cu voi. Opa, regele de monede vrea să vină către regina de monede. Un anume tip de, nu aș spune pereche, oameni care se potrivesc. Poate să repede să fie o colaborare între două persoane care gândesc foarte asemănător referitor la un proiect. Nu mă gândesc numai la, nu stai la un bărbat care merge către soția sa sau un personaj care merge către alt personaj cu care ar vrea să se căsătorească. Pentru mine, regele și regina de monede reprezintă personaje căsătorite. Da. Repet, poate să fie o colaborare. Comunicați cu cineva care vă înțelege măcar din punctele de vedere pe care le-am expus mai devreme. Să tai o dată, de 2 ori. Și se spate.
Pe bune? 5 de spade. Luna. 10 de bâte. În sfârșit, cavalerul de bâte. Am văzut mai devreme cavalerul de cupe, acum apare cavalerul de bâte. Mișcare. Dinamică. După o perioadă de, să zic, poate stagnare, poate așteptare sau foarte o perioadă în care v-ați mișcat, lucrurile s-au dezvoltat foarte greu. Dar, sigur, încerc și sigur. O să și clarific. La capătul setului de cărți, uite, interesant, regele, cavalerul de bâte ar vrea să devină rege de bâte, eventual. Să o ia de la zero. Aș spune că aici eu văd un personaj independent, posibil femeie, dar nu obligatoriu, și un personaj care este influențat de o familie, de un business, de un mediu. Un mediu tradițional și financiar destul de toxic. 10 de monede și diavolul. Poate sunteți, repet, chiar voi. Voi trebuie să vă cuceriți independența dincolo de tradițiile nesănătoase în care poate unii dintre voi ați stat mai mult decât era cazul. Și vă faceți griji cum să deveniți nu doar autentici, ci autonomi și creatorii vieții voastre. Să o luați de la zero, da? Pentru că ați fost influențați mental, vi s-au implantat niște frici, sistematic, eventual de niște figuri feminine destul de toxice. Vi s-au pus încărcă multe responsabilități, dar ar fi cazul să le lăsați. Vedeți, cavalerul de bâte are o singură bâte, este asul de bâte. Să lăsați toate aceste lucruri în urmă și să vă orientați spre ce? Am zis, cucerirea vieții voastre, destinului vostru, misiunii voastre. Cavalerul de bâte e foarte fain în felul său. Putem să fim oricând acești cavaleri. Nu trebuie musai să fii playboy sau să fii un dute vino tot timpul. Da, e bine să fii mișcare, dar cavalerul de bâte e foarte curajos. Și ce face? E în stare să cucerească o regină, e în stare să cucerească un regat, e în stare să se lupte cu un rege, cu un împărat. E un soi de ofițer. Mie îmi place foarte mult cavalerul de bâte. Mi-aduce aminte de un film, cred că era corean totuși, Bătălia. O să încerc să pun în comentarii dacă nu uit. Eu mă uit la filme de război, îmi plac filmele istorice. Măi, sunt oameni curajoși și cu alte cuvinte ar fi cazul să lăsați conflictele mentale, influențele altora asupra voastră, mai ales niște influențe feminine, fricile, responsabilitățile și să vă cuceriți destinul. Unii poate că ar trebui să face, simt nevoia să zic, o călătorie în străinătate sau poate cineva vine din străinătate, lasă toate aceste lucruri în urmă și vine către voi. Iar, vedeți, variază. Însă, este un moment zero, un portal. Vedeți, aici apare un portal. Da, exact, conflictele acestea care apar într-un mediu tradițional, luna e destul de tradițională. 5, interesant, 18, 8, am văzut mai devreme, 5 iar revine. O familie toxică în care se spun multe lucruri și cineva în acea familie a suferit. A fost foarte stresată. Hai să vedem totuși ce alte clarificări primim referitor la aceste cărți. Interesant, e ok, interesant, 5 de cupe, doliu. 8 de cupe, luna, iar posibil v-ați îndepărtat ori voi, ori știți voi, o anumită persoană s-a îndepărtat de voi și ați suferit pentru că n-ați știut exact, ați simțit că sunt niște lucruri pe care nu le știți, iar apare 5 de bâte, niște conflicte, le-ați intuit, s-au fost ținute în secret conflictele acestea, dar voi le-ați intuit. Dacă cineva a plecat, știți că ceva a fost acolo de au plecat și v-au lăsat în lacrimi.
Acesta este doliu, dar interesant. Poate pierderea cuiva v-a marcat foarte mult, dar e cazul să vă detașați de această pierdere a unei persoane. Vă detașați pentru că trebuie să vă reconstruiți sau mai bine să recuceriți, pentru că nu e cavalerul de monede, e cavalerul de buteze. Recuceriți eventual sau cuceriți, că poate n-ați cucerit niciodată destinul vostru. E cazul să vă cuceriți destinul, steaua, să vă câștigați steaua. Dar fiți atenți, e și aici o busolă, nu uitați, da? Și un binoclu. În această călătorie, fiți atenți la detalii, informați-vă. Vorbim de călătorie și aveți aici o, și aici o busolă. Aveți o hartă, da? Cel care schimbă, își schimbă harta destinului. Gata, schimb direcția. Într-un mod magic, da? Cinci de spade, clarificăm cinci de spade pentru numărul meu. Dar au fost discuții cu cineva chiar în această perioadă. Posibil, știți voi, e un personaj în viața voastră care e mai, să aibă ultimul cuvânt, cinci de spade, care poartă măști, posibil o femeie, nu obligatoriu, sau personaj care se joacă, manipulează mental și emoțional. Dar 10 de bute, încheierea unui ciclu. Încheiați acest ciclu. Încheiați că ați dus prea multe. Ceva de genul, lasă că fac eu treburile ca să nu mai aud cum comentează și cum manipulează. Ba că e frică, ba că nu poate, ba că nu e pentru el, ea, ceva de genul ăsta. Și 10 de bute tot a pus, lasă că fac eu, lasă fac, să renunț la discuții, fac eu. Și nu, e prea mult, nu, lăsați-le, nu mai faceți. Nu, ideea este să vă găsiți destinul, nu să faceți ca să tacă ei, că aici este jocul lor mental și emoțional. 5 de spade pentru numărul 1. Arată-ne, te rog frumos, 5 de spade pentru numărul 1. Să nu uităm că totuși acest pom, repet, ține și de rădăcini, dar și de autenticitatea voastră. Ah, sunt multe. Aha, cineva s-a jucat cu emoțiile voastre, eventual. Apare și turnul. Regina, o regină de foc. Cineva cu marcaj în semnul focului s-a jucat, în semnul focului, semn de foc. Berbec, leu, săgetător, marcaș, poate să fie și ascendent sau Marte sau Mercur. S-a jucat cu emoțiile voastre, dar am o carte, 5 de spade, te rog frumos o dată. Două, dacă nu tăiem. Ia uite, 7 de cupe. Da, va crea confuzii. 7 de cupe, asta înseamnă confuzii. Dar, ce e drăguț în aceste cărți, a venit 7 de cupe invers. Vedeți lucrurile altfel. Vedeți cum v-au manipulat. Deja, cine știe de cât timp? Dar, cine știe de cât timp ați început să vedeți? Dar, în această perioadă, clar vedeți cum se joacă cineva cu cuvintele, cum creează conflicte, cum încearcă să aibă ultimul cuvânt, cum dacă îi zici ceva, imediat sare în sus, da? Dar cineva vrea să aibă controlul, împăratul și nebunul. Dar trebuie să-i lăsați în urmă persoanele care vor să aibă controlul și să aibă, ia uite, apare nebunul și magicianul. Lăsați în urmă și concentrați-vă pe ce aveți voi de manifestat, în ce și sigur. Clarificăm luna. Interesant asta, da? Interesant, ce frumos. Marea preoteasă. Luna, Marea preoteasă și viziune. Că am vorbit de... Am zis că această etalare are legătură un pic și cu luna nouă, care a fost acum câteva zile aici. O lună nouă și e o lună plină. Fiți atenți ce primiți ca și mesaje între luna nouă și luna plină. Care nu mai durează până la luna plină. Între luna nouă și luna plină, în mod special în această perioadă. Însă, deja vedeți și viziune și Marea Preoteasă. Dacă au fost confuzii, dacă au fost frici, repet,
Șapte de cupe a venit invers. Șapte de cupe așa e normal. Înseamnă confuzii, opțiuni, vise, visuri, whatever. Dar a venit invers. Vedeți cum s-au jucat, cum se joacă. Unii dintre voi chiar... Primiți, vedeți? Ai și această carte, are un text super. Probabil că vă veți întâlni cu un suflet pereche care vă va ajuta. Sau voi veți ajuta un suflet pereche care are nevoie de prezența voastră, de ghidajul vostru. Depinde unde sunteți. Dar, trecând peste asta. Iar apare luna nouă. Luna nouă. Și aici este și lumină. Cred că o idee. Încercați să vă aduceți aminte. Dacă ați primit o idee, că apare și numărul 12 al spânzuratului și al celui care se conectează în vis cu Dumnezeu. Dacă ați primit o idee specială la luna nouă, încercați să... Dacă e acea idee glorioasă, să zic, spectaculoasă, care trebuie manifestată, gândiți-vă bine la acea idee. Acum, trecând acest mesaj. Repet, vedeți confuziile, poate chiar și fricile, simțiți, înțelegeți. Și în tăcere, pentru că aici este un voal peste gură, în tăcere, vedeți, dar nu spuneți. Și nici nu-i bine, nici Marea Preoteasă nu spune. Dacă, repede, dacă cineva vă mărturisește ceva, ascultați, înțelegeți și nu vorbiți, că nu e bine să duceți vorba. Repet, dacă vor fi niște discuții cu anumite persoane, însă, viziune. Fiți atenți la ce viziuni veți primi în mod special în această perioadă. Ia uite, 6 de cupe. Poate să fie o împăcare cu cineva, cu un suflet pereche. Da. Poate să fie o împăcare. Sau, repet, cu personaje din familie, din copilărie, 6 de cupe reprezintă și persoane din copilărie și am vorbit de familie. Dacă nu e împăcare, înțelegeți, repet, înțelegeți, sunt două grupuri de cărți care arată un anume tip sau două, trei tipuri de înțelegere, intuitivă, emoțională, mentală, da? Despre jocurile mentale pe care cineva le-a practicat cu voi. Și, repet, ține de familie, în mod special. Poate și de contracte. Poate cineva v-a zis că voi nu puteți să semnați nu știu ce contract, să nu puteți să faceți, să vindeți, să cumpărați, pentru că, dar de fapt se poate. Vă dau un mesaj, așa. Idei. 10 de bute. Dacă e vorba de un suflet pereche care a trebuit să treacă prin niște experiențe și vă va povesti prin ce a trecut, intuiția voastră a fost bună, ați simțit de mult și fricile și secretele, ați avut o viziune că vă veți reîntâlni și viziunea asta se va manifesta. 10 de bâte. Iar. Câte sunt? Tot două. Ia uite împăratul și nebun. Am două mesaje, cel puțin. Exact cum am zis mai devreme, că a mai revenit împăratul și nebunul la un moment dat. Dați în urmă. Dacă cineva a vrut control asupra voastră și v-a pus în cărcă prea multe responsabilități și au fost mai mult cu tacticile, cu fricile, cu jocurile și secretele, jocurile mentale, repet, ca să nu vă gândiți la jocuri de noroc, cu jocurile mentale,
Voi elibera și o luați de la zero. Clar. Ia uite, regele de spade. Acum vine un alt mesaj. Știți că e un personaj care e foarte atras de voi. Știți, simțiți. Dacă nu, veți descoperi. Acest personaj vrea să vină să fie vulnerabil în această carte nebunului. Reprezintă, interesant, și o energie feminină vrea să fie deschis, să fie vulnerabil. Personajul care a fost foarte colțuros, să zic, cubist, abstract, reținut, regele de spade. Personaj care nu și-a exprimat nici pasiunea, nici problemele, nici nimic nu prea a exprimat. Din dorința de a avea control. Acest personaj vrea să o ia de la zero și să fie vulnerabil. Eventual, vulnerabilitatea voastră inspiră. A, da, poate să și atragă că e magnetism, dar nu vorbesc de o goliciune musai fizică, cât de o goliciune, în ce sens goliciune? Să nu se înțeleagă cuvântul greșit. Dezvăluire sufletească. E diferență între goliciune și dezvăluire, da? O dezvăluire. Cineva, eu știu, unul dintre voi, în cazul în care vorbim de voi și o anumită persoană, o anumită relație pe care o aveți, unul dintre voi a fost foarte deschis. Și repet, nu fizic, sufletește. Și a deschis sufletul. Celălalt n-a vrut. Și acest lucru a creat conflicte, dar nu doar conflicte. Consum energetic și atracție, magnetism. Magnetism. Pentru că ați fost diferiți, ia uite. Diferiți și totuși vă completați. Ia uite. Iar, vulnerabilitate, ce am zis mai devreme? Openness. Posibil acest cavaler de bâte pentru unii să reprezinte acest împărat care vrea să vină să vă, eu știu, recucerească. Dacă vreți. Dacă nu, voi vă redirecționați. Vedem. Unde? Ia, cavalerul de bâte, clarificăm. Cavalerul de bâte pentru numărul 1. Dar apare foarte mult energie masculină, influențată de energie feminină. În fine. Cavalerul de bâte pentru numărul 1, vă rog frumos. Sunt multe. 10 de bâte, am revăzut 10 de bâte, da? Cavalerul de bâte. Ia, 6 de bâte. Nu, de spade, pardon. 6 de spade. 6 de spade înseamnă foarte multe. Și 6 de spade reprezintă... Ia uite și îndrăgostiți, s-a oprit la îndrăgostiți. 6 de spade reprezintă călătorie, detașare mentală și fizică, cu acest cavaler de bâte, de toate apele tulburi. Apele tulburi sunt aici, la 5 de spade conflicte care au creat confuzii, dar care acum sunt văzute. Frici impuse, manipulări emoționale, despre care nu s-a vorbit, dar acum cine are viziune, posibil că va cuvânta, va exprima, cum am zis mai devreme. Veți auzi detalii. Ce n-a fost clar până acum se va clarifica, aș spune. Și iar 6 de spade. Clarifică cavalerul de bâte. Dacă totuși a fost un personaj în viața voastră care a vrut să aibă control și cum și-a manifestat acest control, prin ce am zis mai devreme, dar și prin acest du-te vino, specific cavalerului de bâte în varianta sa negativă. Dacă acest personaj așa a fost, cu alte cuvinte, a vrut să-și folosească energia sexuală doar din dorința de a avea control și de a avea validare rapidă și mai puțin din dorința de a crea și de a genera ceva pozitiv, aș spune că această atitudine se va transforma. Aduceți-vă aminte că am văzut regele de bâte și zero.
Am zis, acest personaj vrea să-și cucerească un alt statut. Și pentru asta trebuie să manifeste responsabilitate. Eventual, eliberarea de control, de autocontrol. Autocontrol e foarte bun. Nu zic că nu e bun. De un autocontrol exprimat negativ sau de personaje care au încercat să controleze sau să o controleze. Mai dăm o carte, totuși. Ce era după îndrăgostiți? 7 de bâte și 10, da. Tot o chestiune de casă. Mai dăm o carte. Pentru 6 de spade. De monede, iar apare. Dacă vine cineva care nu s-a purtat mai frumos cu voi, s-ar putea acest personaj, așa simt, să vină determinat să creeze ceva. Interesant, în zecele meu, ăsta e zecele meu de monede. Este un portar, vedeți? Eu poartă. Așa am simțit nevoia să-l fac. Și un zero și o lume. E un moment foarte special. Și aici este un zero, da? E un moment foarte special. Repet, dacă personajul acesta a fost mai pe drumuri, a fost influențat de tot ce am zis mai devreme. Dacă și voi ați trăit asemenea lucruri, mi se pare normal să-i înțelegeți. Dacă vreți. Nu înseamnă că trebuie să-i acceptați așa și nici ei nu cred că se vor accepta așa. Dar veți primi detalii despre lucruri care nu au fost clare în relația cu acest personaj. Acum, trecând peste personaje, este vorba și de voi. Tot ce am spus mai devreme, am zis, poate să fie vorba de o persoană din viața voastră sau mai multe care s-au purtat, cum am zis mai devreme, n-are rost să repet. Și voi vă eliberați, o luați de la zero. Aveți o nouă viziune. Intuiția vă spune că e cazul să o luați de la zero și să aveți o viziune, să vă creați un vision board, cum am zis mai, eu știu, acum câteva etalări. Puneți-vă undeva niște imagini, ce vreți să manifestați pentru aceste 10 de monede. Poate să fie succes financiar, poate să fie o afacere. Dar trebuie să o cuceriți, da? Trebuie să lăsați în urmă stresul 5 de spade și 6 de spade, emoțiile, fricile, neîncrederea, confuziile, că aveți ceva foarte special de creat. Cuceriți-vă succesul profesional, financiar, poate chiar și, știu, o viitoare relație, eventual, pentru cine vrea și cine consideră. Dar ascultați-vă vocea interioară. 7 de monede cu răbdare. Se va manifesta. Trebuie să vă gândiți bine. Regele de spade. Trebuie să vă gândiți cum să ieșiți eventual din sărăcie, din lipsuri. Și dacă cineva v-a părăsit, alegerile sunt ale voastre. Voi știți dacă îi primiți sau nu îi primiți, dar că îi primiți, că nu îi primiți, voi oricum trebuie să vă recuceriți destinul sau să îl cuceriți. Cu sau fără ei. Cât am vorbit, mult am vorbit. Și de-abia e primul număr. Asta așa, că n-am mai făcut etalări de mult odată. De 2 ori. De 3 ori. Ia uite, shine, trebuie să străluciți ca o stea. Și e și luna nouă. Luna nouă în leu. Posibil la luna nouă în leu veți simți efectele energiilor despre care am vorbit până acum. Alt mesaj. Sau la luna nouă. Da, la luna nouă. Ia uite. Dragostea face diferența. 3 și cu 1, 4. Da, și dragostea față de voi face diferența. Pentru că trebuie să vă iubiți și să vă creați viața și, eu știu, destinul vostru.
și practicați compasiunea față de cei 15 numărul diavolului, da? Al relațiilor toxice, practicați compasiunea față de cei care au fost toxici cu voi, iertați-i, că așa e frumos, așa e bine, și dați-le timp eventual și șansa să, ia uite, aveți credință, că se vor vindeca. Că trebuie să ne păstrăm această credință, asta e clar, da? Că se vor vindeca. Cine nu se vindecă, nu se vindecă, dar noi trebuie să ne păstrăm credința, da? Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și să auzim numai de bine. Am încercat să nu vorbesc doar despre dragoste, dar uite că a apărut și dragostea, că e normal să mai apară. Și cam asta este. Cei care ați ales numărul 2 și această inimă, inimioară, Rozalie și acest set de cărți. Am spus mai devreme, nu știu dacă am spus doar la etalarea numărul 1 sau pe când alegeați variantele. Aș vrea această etalare pentru că mai e un portal și mâine. La această etalare să mă leg un pic sau să vedem ce legătură are, poate apar, poate descoperiți voi legături cu evenimente care s-au întâmplat la luna nouă. Că a fost de curând, da? Luna nouă în Pești. Da? Parcă în Pești, nu? Hai să pun această lumânărică. Sper să nu se întâmple nimic și să o aprindem pe aceasta. Dacă tot am făcut etalare cu lumânări, poate e nevoie să o aprindem. Inimioara asta e destul de rozalie, destul de dulce, de diafană. Da. Vedem ce legătură are. Poate ține vorba, poate este vorba de o relație de dragoste, poate e vorba de o relație de, nu de relație, de, poate este vorba de dragostea pe care trebuie să o aveți voi față de voi înșivă. Aici n-am venit cărți în mod special, dar apare valetul de spade, sub el moartea. Interesant, o, teoretic, cu valetul de spade și moarte, o discuție care transformă. Și care ar duce către un as de monede, către un început practic. Și de durată. Un început, ce vreau să sună ciudat, un început care are potențial să creați ceva de durată. Să lăsați în urmă apele tulburi și să iaute, să manifestați regina de monede, afacerea voastră, stabilitatea voastră. Dar dacă nu voi, cealaltă persoană trebuie să aleagă între o familie destul de strictă sau o viață confortabilă și acest nou. Însă, vorbim de voi, da? Hai. Curățăm, uite, am stins și curățăm cărțile. Wow! Opa, 15, e o situație toxică, 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 obsesivă, obsedantă, 15 și 14. Și un cavaler. Un cavaler, dar care e plin de stres în legătură cu o iubire pe care o simte. Simte dragoste, dar e foarte stresată această dragoste. Foarte stresat și din cauza acestui stres complică, aș spune, complică lucrurile. Vedeți voi cum s-a pus lumina pe acest urs, pe această energie puternică, dar care până acum a manifestat ceva negativ. Poate că acest spot de lumină, îl vedeți, înseamnă că veți vedea ce a fost toxic și veți rezolva, să sperăm. Ah,
Unde sunteți în această situație? Unde sunteți? Vorbim despre o relație toxică sau despre o situație, dacă nu relație, o situație toxică. Cineva are adicții, are o viață poate prea concentrată pe confort. Spirit of place. Spiritul locului. Iar apare și la voi numărul 12, dar în alt context. Posibil un personaj face muzică, văd energie, deci elefantul și ursul sunt figuri mari. Poate e vorba, ori voi sunteți persoane înalte și bine făcute, ori persoanele la care vă gândiți sunt destul de bine făcute. Apare și muzica, totuși, sunt niște... Pentru cineva e un mesaj, posibil că cineva practică muzica, nu obligatoriu. Dar e o situație în care ați stat cam prea mult și cu cât se stă, cu atât se acumulează toxicitate. Pentru că stagnarea nu este bună, da? Aveți și patru, a stat spiritul locului pe loc. Sau v-ați mișcat încet. Aș spune că unul a stat și celălalt s-a mișcat încet. Pentru că posibil ați mai sperat ceva în această situație? Pentru mine 4 e un număr foarte greu de urnit. Foarte greu de urnit. Chiar dacă e dragoste, repet, cu această inimioară, posibil e dragoste, atracție, prietenie. Există un potențial de lungă durată, dar din cauza unui tip de viață confortabil sau poate toxic, unul a stat pe loc și celălalt a manifestat destul de greu ceea ce ar fi trebuit să manifestați. Ce? Să zic că transformarea acestei situații, 5 cu 3, 8. Este un munte, o greutate, e un obstacol destul de greu de trecut, dar hai să mai vedem spiritul loc. Am zis mai devreme, chestiune de familie. Pentru unii, personajul de la care mă refer are o familie care are o anumită forță financiară, dar care îi țin într-un anumit tip de confort, din care trebuie să iasă. Ca să poată genera creștere și transformare. Trebuie să manifeste. Uite, nu s-a manifestat. Acest personaj n-a ieșit din zona de confort. Hai să vedem ce mesaje primiți. Numărul 2. Odată. Uite. Regele de spade, personaj care tace, nu prea vorbește, de două ori, de trei ori. Și Marea Preoteasă, alt personaj și regina de spade, ambele tac. Dar spre deosebire de regele de spade, aici Marea Preoteasă este lângă regina de spade, să zic că are ca aliat intuiția personajului acesta. Energia feminină are intuiția alături de ea, celălalt doar logică. Și logica uneori ne păcălește. Doi de monede, interesant. Regele de spade reapare. Da, acest personaj trebuie să învețe să aleagă. Cavalerul de monede. Marcaș puternic în Capricorn, Taur, poate și ceva semne de aer. Vărsător, gemeni și faetonul. Acum apare și racul.
Sau săgetător. Dați-mi voie să mă uit către ce merge. O mai vedea. La capătul setului de cărți este dorința de a se manifesta o poveste de dragoste. Aici este 5 pe care înseamnă 6 și apare 6. Îndrăgostiți-i. Doi oameni aș spune că sunt atrași unul față de celălalt, dar există stres. Există frici. Și acestea întârzie, cu slow and steady, întârzie manifestarea. Cărțile acestea încă nu se manifestă vizibil. Simțiți că e dragoste, simțiți că ați vrea să lăsați grijile și stresul, să vă exprimați pasiunea și atracția pe care o aveți unul față de celălalt sau voi față de cineva sau cineva față de voi, dar încă nu s-au manifestat aceste lucruri. De ce? Pentru că am zis, acest cavaler e un personaj, posibil energie masculină, dar nu obligatoriu. Cu intenții frumoase, în general, e un cal alb. Dar având acest stres, vedeți că și aici este stres. 9 de spade. Aici, ia uite, 12, apare de două ori. Vă conectați telepatic, e spânzuratul. Există o conexiune foarte subtilă între voi. Dar, dincolo de subtilitate, trebuie să treceți la practicabilitate. Doamnelor, dacă vă gândiți la un personaj, știți foarte bine că acest personaj are tendințe să se simtă bine, să nu acționeze conform așteptărilor voastre. Și încă are de ales, încă nu știe ce să aleagă. Și nealegând, vă pus și pe voi într-o situație neplăcută. Vă dezechilibrat emoțional și poate și financiar. Financiar, pentru că atunci când un personaj nu știe ce vrea, îi încurcă și pe ceilalți, și așa zic. Însă, încercați și gândiți logic. Hai să zicem că acest rege de spade ar fi logica voastră. Gândiți logic. Cum încet și sigur puteți să vă vindecați, că faietonul merge către stea, stea înseamnă vindecare, vă vindecați de, aș spune, tendințele toxice și instabilitatea emoțională a acestui personaj și să vă mai vindecați de, dacă e un anume tip de obsesie, de obsesia pentru această poveste, pentru această relație. Dacă intuiția voastră, că am văzut la Marea Preoteasă, vă spune că totuși e o dragoste care se poate manifesta, cum am văzut mai devreme, trebuie să aveți multă, multă răbdare. Acum voi alegeți. Faetonul reprezintă mișcare, victorie. Cu consistență, cu organizare și strategie se poate să vă bucurați de o victorie în această situație. Dar hai să vedem cum. Mi se pare acest... interesant. La clarificator, la voi a rămas... interesant, a apărut 10 de cupe și 7 de cupe, confuzii. Regina de cupe, semnul racului, mod special, poate să fie și pești și scorpion. E distanță sau a fost distanță? Două cărți reprezintă distanță între voi și un personaj care îi visează, dați-mi voie să zic că ai vers pe pereți, unul e mai egoist și celălalt visează. Unul muncește, celălalt se bucură de viață. Dar între voi e un vis frumos. Dar ce faceți? Cum îl puneți în practică? Până acum a fost distanță. Rămâne de văzut cum micșorați voi distanța asta cu lumea și cu 8 de spade, de bute. Interesant, am spus 8 de spade. Am zis, a fost un blocaj mental.
A apărut 10 de bâte. 10 de bâte la clarificatori. V-ați consumat, măi. Am zis, unul a stat pe loc, celălalt încet și sigur a încercat să urnească această situație. Ce-o fi, repet, ar putea să fie o relație, că am văzut îndrăgostiții, o relație de dragoste, care până acum a întâmpinat blocaje. Ascultați-vă intuiția. Așa zice, ascultați. Ascultați-vă intuiția. Ce faceți în condițiile astea? Cât mai împingeți, cât mai împingeți în această situație? E greu. În ce sens? E greu dacă iubești pe cineva doar tu să încerci să întreții relația. Trebuie și cealaltă persoană să întrețină relația. Interesant, apare 10 de monede, iar influența unei familii. Sau a unor bani. Da. Hai să clarificăm. 2 de monede. Clarificăm 2 de monede pentru numărul 2. Sper să nu țină batină. 3 de băte. Dacă a fost distanță, sunteți pe cale să micșorați distanța, să alegeți călătoria mai aproape, ori voi, ori ei. Cineva se gândește să călătorească și să, exact cum am zis mai devreme, să micșoreze distanța într-o anumită formă. Iar regele de spade și judecata. Ho, 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 iar diavolul. Mai. Ori o persoană foarte independentă, care se bucură de viață mai mult decât e normal. Nu e ce nimeni să te bucuri de viață, dar unii se bucură poate prea mult, știți? Și acest personaj ar vrea să renască, ar vrea să transforme, ar vrea să se împace cu voi sau poate voi cu ei. Dar pentru asta trebuie să se spună un adevăr, trebuie să se manifeste o viață principială, aș spune cu regele de spade. O viață principială. Regele de spade, clarificăm. Asul de spade. Dacă aici regele de spade stă și se gândește cum să, la strategii. Și nu în sensul negativ. E normal să ai o strategie de lucru în orice situație. Și când îți faci curat în casă, nu? De unde începi, da? Și când faci o afacere și când relaționezi cu cineva, trebuie să ai niște pași, o logică, nu? Dar până acum acest personaj a stat de pe gânduri. Acum e cam cazul să vorbească. Poate cu o discuție între voi și acest personaj vă va aduce un anume tip de echilibru, de vindecare, de recâștigare a unei încrederi, a unei puteri pe care ați pierdut-o în această relație. Prea multe, prea multe opțiuni, prea multe situații și sentimentul de trădare. Cavalierul de monede. Smate. E interesant. M-au venit exact... Cavalerul de monede, judecata, invers, 3 de monede și cavalerul de spade. Cavalerul de monede este încet și sigur. Da, lucrurile s-au desfășurat încet și sigur din cauza că acest personaj n-a gândit, n-a avut discernământ, judecata invers. N-a știut ce să aleagă, n-a știut cum să construiască, iar 3 de monede merge către 2 de monede, n-a știut. Probabil prea concentrat pe zona de confort. Eu asta simt. Și cavalerul de spade poate să fie ori extrem de impulsiv, ori să nu aibă curajul să comunice. Și interesant că ridic o leacă vocea, deși până acum tot discursul era un pic mai greu. Am senzația că atunci când comunicați așa să zic în hopuri. Ori foarte sincer și direct, ori foarte controlat și nesigur. Cavalerul de monede. Taur, fecioară, capricorn. Poate sunt două personaje în viața voastră. Un rege și un cavaler. Cu unul comunicați clar și cu celălalt... Cu celălalt nu prea reușiți. Uite, iar apare cavalerul de monede la cavalerul de monede. Ce confirmare, da? Atracție este. Ia, 2 de monede, interesant, 2 de monede. Distanță între voi. Acest personaj încă nu știe, dar e tăcere. Nu știe ce să aleagă, nu știe ce să facă. Ha.
O, săracii, rugați-vă pentru ei, ce pot să zic? Rugați-vă pentru ei că... Da, poate că ar fi bine să discutați voi, dar dacă ai cu cine, că dacă nu știu să înțeleagă, o problemă de discernământ, asta zic, o problemă de discernământ. Sau poate n-au curajul. Faetonul, clarificăm faetonul în această perioadă. Hai, vezi bune. Ia, ce mai sărit? Tot sar cărțile. Interesant. Astea, mă bucur că au venit invers. Cinci de spate și magicianul. Împreună aș fi zis că este, a fost, poate că a fost manipulare mentală. Jocuri mentale. Dar faptul că au venit invers e de bine. Dacă voi simțiți că ați fost manipulați, că v-ați săturat de... Iar magicianul gândește. Cinci de spade are strategii. Cum am zis mai devreme, poate cineva nu știe ce să facă, cum să acționeze, cum să manifeste, da? Dacă simțiți că, măi, v-ați săturat, luați-vă tărpășiță și plecați. Faetonul își vede de drumul său, de vindecare. Se duce către steaua sa, către misiunea sa. Vă vedeți de drumul vostru, da? Temperanța, vă vindecați. Vă recâștigați puterea dincolo de confuziile în care stăteau de faetonul. Ați mers o situație, a fost atracție. Neașteptată, intensă, trăznet. Dar lăsați aceste lucruri și treceți prin confuziile astea ca prin, nu știu, găsiți voi ce comparație. Vă găsiți opțiuni prin care puteți să deveniți puternici și să vă vindecați echilibru. Echilibru, iar apare 14 de două ori, este singura carte care anihilează această situație toxică. Ia, vă rog frumos, aduceți-mi aminte, e proverbul acela cu, era vulpea care nu ajunge la struguri, da, îi separ, e o chestie, cum, amar, acri, cum era, aici e vulpe și struguri, oarecum, bine, struguri, nu sunt chiar struguri, sunt strugurii ursului, sau cum sunt, e o chestiune. Trei de bâte reprezintă așteptare, uneori, păstrați-vă speranța că... Că veți clarifica într-un fel sau altul mai devreme sau mai târziu, veți afla adevărul sau se va clarifica situația sau personajul va înțelege la un moment dat în ce situație, cum stă pe loc și cum evoluează atât de sau ori de loc, ori foarte greu. Păstrați-vă speranța. Nu vă dezechilibrați, dar lăsați în urmă. Faetonul își vede de drumul său. Lăsați în urmă. E o experiență și asta. Lăsați în urmă manipulările. Oamenii care nu știu să manifeste, nu știu să gândească. Magicianul este super strateg și gânditor și istez, da? Și avem elementul spadă. Și în jos și în sus. Strategie și cuvântare. Dar cine nu gândește corect și nici nu vorbește corect și nici nu poate să manifeste corect. Așadar, dacă simțiți că nu e cazul, gata, eliberați-vă și vindecați-vă la numărul 2. Curățăm cărțile. Sfat, ia uite, sfat. Ia uite. Acționați inspirați. Lună plină. Interesant, va fi lună plină în Fecioară. Și avem totuși în Fecioară aici cavalerul de monede. Reorientați-vă, aș spune, către un loc care sau o situație care vă oferă stabilitate. Spiritul locului asta îmi sugerează acum. Un loc, relații, colaborări care vă oferă stabilitate, pentru că știți voi acum despre cine. Voi și trebuie să știți despre cine vorbesc. Ia uite, detoxiție, de lună plină în taur, detoxifiație. Puh! Ce am? Cineva nu comunică corect sau ce? Clar. Detoxifiați-vă. Interesant, apare și publicitatea. Vedeți? Intervenții bebeluș. O fi pentru cineva? Bebeluș? Nu știu, poate cineva are vreun bebeluș? Da. Vedeți ce intervenție?
Poate și publicitatea asta, bruiajul ăsta, ceva a fost un bruiaj în viața voastră, despre care nu știți. Eliberați-vă, vindecați-vă, că e cam cazul să vă calmați emoțiile. Da, lună plină în Taur și lună plină în Fecioară, care vine chiar de curând. Inspirație și acțiune, faetonul. E numărul 7 al acestui an. Păi, numărul 7, dacă e cam cazul să vă eliberați de această poveste într-o formă sau alta. Ar putea să fie totuși două personaje la care vă gândiți, pe care aveți în preajmă, din care un personaj se urnește foarte greu pentru că nu știe ce să aleagă. Celălalt tace, dar cu acel personaj care are totuși ceva în gând, veți comunica, veți începe ceva nou cu acest personaj. Eu asta simt, veți începe ceva nou cu acest personaj și dacă n-ar fi cu acest personaj, începeți voi ceva nou pentru că renunțați la oameni care nu știu ce vor. Ia uite, sunteți fără limită. Numărul 4, aveți de dorul numărul 4, vă puteți regăsi echilibru. Poți să faci orice alegi să faci. Ideea este să lucrezi mai profunde. Interesant, 22, iar 4. Lucrezi mai profunde decât par a fi. 11, sunteți puternici. Privește la puterea interioară. De ce să vă limitați potențialul în situații neclare când aveți la dispoziție, am văzut, 7 de cupe? Da? Atâtea opțiuni. Aveți oameni puternici cu care puteți colabora, puteți să vă regăsiți echilibru. Da? De ce să stați în asemenea situații dacă... Ia uite. Cineva trebuie să învețe să fie mai... cu nasul. Să lase nasul jos. Să fie mai cu capul pe pământ. Cam asta e talarea pentru numărul 2. Sper să vă fie de folos. Sper să vă fie clară că aici sunt niște problemuțe. Și... ne auzim cu bine la următoarele etalări, mai ales mâine vreau pentru 23 a 2 2023. Cam atât deocamdată. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine. Ceau, ceau! Cei care ați ales numărul 3, hai să și aprind acest set de cărți, să dau lumânării ca la o parte. Am zis că pentru fiecare, dacă tot am ales lumânare, pentru fiecare să aprind această lumânărică. Jasper, roșu, Jasper. E frumos roșu ăsta. Hai, ar trebui să am și eu ceva, nu știu, o piesă, o hăinuță roșie, așa. E altfel de roșu, un roșu cald. Nuanța asta de roșu, mă, că n-am. Investimentații. Dar e frumoasă, nu-i așa că e frumoasă? O rochiță de asta mi-a plăcea și mie. Nu știu, sau ceva drăguț. Avem roșu și aici. Și chiar seamănă cu o piatră. Ce venise? Aha, 6 de cupe a venit. Pentru numărul 3. 6 de cupe și magicianul. Ar putea să fie o împăcare. Să manifestați împăcare cu un personaj care vă e tare drag. Simțiți că există telepatie, că vă simțiți bine preajma lor. Simțiți că poate v-ați mai întâlnit cândva, ați avut un deja vu, dar interesant. Magicianul, 3 de spade și regina de spade. Oho, și regele de monede. Taur, Fecioară, Capricorn. Elemente de aer și elemente de apă. Poate că între voi a intervenit o altă persoană. O persoană cu care... rănește când vorbește. Dacă ați întâlnit asemenea persoană, că apare acest potențial, cred că vă eliberați de persoana care vorbește și rănește. Pentru că în preajmă aveți un alt personaj înțelept. Deci sunteți între două, interesant, sunteți între două personaje, că tot aveți aici 3 de spade, 3 de cupe. Un personaj care vorbește fără să gândească și rănește și altul care are lumină în cuvânt.
și cu care, nu știu, voi hotărâți cu cine decide să vă împăcați, dar hai să vedem. E o împăcare, 6 de cupe. E o împăcare. Poate să fie și o nostalgie, dacă nu e împăcare. Poate să fie nostalgia unor momente frumoase cu un anumit personaj de alte 4 de cupe. Vă e dor, eventual. Sau poate lor le e dor. În fine, hai să curățăm aceste cărți. Am spus, această etalare, că mai fac una pentru portalul 23 a 2023, mult mai simetric decât acesta, adică foarte simetric. Această etalare o leg sau o legați voi de evenimente care s-au întâmplat la luna 9, de pe 19 februarie. Pentru că în această perioadă au fost portaluri. 2 a doua, lună 9, 22 a doua, 23 a doua, 3 a treia, din ușă în ușă, parcă e un hol magic înconjurat de uși, depinde de energia voastră. Spre ce uși, spre ce dimensiuni. Hai să vedem totuși despre ce vorbim și apoi unde sunteți. Numărul 3. Despre ce vorbim? Iacă, numărul 20. Grădină? E o grădină, e un pom, e o măsuță. Poate interesant, vreți să... 20 este judecata care iar înseamnă împăcare. Am văzut 6 de cupe și 20. Judecata înseamnă împăcare. Însă, intuiția vă spune, 2, înseamnă Marea Preoteasă, intuiția vă spune că e cazul să o luați de la zero, să vă creați o nouă lume. Și eventual să discutați cu cineva, să stați la masă, să discutați cu cineva despre ce vreți să creați, ce vreți să renașteți. Uf, ce frumos ar fi să discutați despre noul pământ. Aveți, dacă aveți asemenea persoane, vă rog frumos, ascultați-i cu atenție despre noul pământ. 32, mâine 23, poate și mâine se întâmplă ceva. 4, 32, 5, 5, 5, 4 și 6. Ceva se schimbă în viața voastră și, da, ieșiți dintr-o situație, am văzut mai devreme decepția, dintr-o situație foarte, ia uite mă, din ce situație, 7, dintr-o situație foarte neplăcută, e fain că ieșiți, renașteți voi, acum că vă împăcați, că nu vă împăcați cu cineva, voi renașteți, pentru că e grădina voastră interioară 20-ul, până la urmă, și apoi renăscând vă atrageți, vă eliberați spațiu în sufletul vostru pentru o altă persoană cu care puteți să trăiți confortabil sau să colaborați sau să comunicați. Frumos. Dar ia uitați ce cărți sunt aici. Pe calea voastră 22 poate înseamnă ceva pentru voi. Poate ați fost departe, peste mări și țări. Însă, regăsiți-vă calea, pentru că ați trecut pe calea voastră până acum prin niște dușmănii, prin niște accidente, prin niște probleme mari. Oamenii v-au consumat, să zic, veniturile, sporul, șoricei ăștia care mănâncă ce? Mănâncă sporul, abundența, nori, poate chiar și acasă probleme, pentru casă sau acasă, pentru o falsă stabilitate, iar secrete cu luna, confuzii, frici, le depășiți, dragii mei, și vă urez succes, pentru că prin ce ați trecut, foarte, foarte greu. Dar vă înțeleg că știu ce e. Hai să curăț și cărțile acestea. E greu. Dar nu știu, deci mi-aduc aminte de numărul 1. Am zis, ce nu ne dărâmă, ce nu ne omoară, ne face mai puternici. Asta e. Ia uite, Moonlight și aveți luna. Și luna nouă. A, interesant că am vorbit de luna nouă. Am zis că ceva se întâmplă, se schimbă. Ceva se schimbă. La luna aceasta nouă s-a schimbat ceva. Începe să lăsați în urmă. Poate frica de schimbare sau frica de stabilitate pentru unii. Lăsați în urmă norii. Lăsați în urmă oamenii care și situațiile care v-au adus, v-au adus pierderi. Accidente, boli, situații neplăcute, dușmani, oameni posesivi,
oameni, ați avut pe cineva foarte, cel puțin o persoană, dacă nu mai multe, foarte posesive, sufocante. Dar îi lăsați în urmă. Iar apare luna. Unde sunteți, Moonlight? Interesant, timpul se scurge. Ascultați-vă intuiția, exact cum am zis mai devreme. 5 și cu 1, interesant, 5 și cu 1, 6. Posibil că intuiția vă spune că aveți un suflet pereche, cum am văzut mai devreme cu 6 de cupe, care vă înțelege și vă simte. Și vă poate iubi, și vă poate ierta, și vă poate susține, vă poate ajuta să renașteți sau să vă susțină această transformare, renaștere. Interesant, 51 este în oglindă 15. Cu alte cuvinte, ascultați-vă intuiția și renunțați la toxicitate, 15 numărul diavolului în tarot, la adicții, la situații neplăcute, la oameni, zic și eu așa la modul blând, nesuferiți, dar e mai mult decât nesuferiți, oameni posesivi, dușmănoși, renunțați la ei, pentru că e 20, renaștere. Și vedeți voi, aici o clepsidră, timpul se scurge, secundă cu secundă, chiar dacă în alte dimensiuni nu e același timp, dar aici pe pământ timpul curge. Ascultați-vă intuiția, visurile și poate că ar trebui să meditați noaptea. Nu știu, să priviți luna și să vedeți ce mesaje primiți. 5 înseamnă schimbare. Avem 32 și mâine 23, da, 5. Schimbați lucrurile în așa fel încât să puteți manifesta. 1 înseamnă manifestare, ce? 6. 5 și 1, 6. Echilibru. 6 în tarot reprezintă și îndrăgostiții. O relație frumoasă. O relație frumoasă, pentru că până acum, vai de voi, unii dintre voi, chiar ați trăit niște situații foarte neplăcute. Interesant, iar apare 32, posibil o energie feminină care ajută la această schimbare, Magic Prayer, un personaj care se roagă, dacă voi sunteți femei, rugați-vă în continuare. Energia feminină a voastră vă susține, ia uite, iar 20, extraordinar, măi, dacă nici asta nu e sincronicitate, ia uite, 32, 20, wow! Da. Și apare și 4, l-am văzut și mai devreme și aici, da? 32, 4, 4, 32 și 20. Extraordinar ce chestie. Și iar 4, 40. Unii dintre voi cred că trebuie să renunțați la o casă care v-a creat o falsă stabilitate și să renașteți într-un nou loc, într-un alt context care vă va crea stabilitate adevărată. Urmați conducătorul. Care conducător? Să zicem? Voi știți. Știți care conducător? Conducătorul care vă susține. Eu asta simt. Sunt oameni care ne susțin și oameni care ne pun la pământ. Două tipuri de lideri, da? Lideri sau prieteni care ne conduc în viață, camarazi, iubiți, iubite, știu, care ne conduc. Că asta e, face parte din misiunea lor să ne conducă o perioadă. Dar unii sunt tirani, cum am văzut mai devreme cărțile mai expuse dați în urmă, și alții ne încurajați. Ia uitați ce frumos! Cei care... Urmați oamenii care vă încurajează, cu aceea puteți să creați, ia uitați, să vă regăsiți destinul. Ce frumos! Cu aceea puteți să aveți relații stabile, e ok. Să vă angajați, iau, e extraordinar ce cărți. Să vă transformați viața în bine. Wow, ce frumos! Ascultați-vă intuiția. Ce frumos! Sper să mă țină bateria până la sfârșit. Ce vrea să zic, că-s multe. O situație... Posibil un suflet pereche sau un suflet empatic de care v-ați separat din cauza unor opțiuni, a unor confuzii. Cu acest personaj puteți să aveți abundență, puteți să creșteți dacă munciți în relație.
astăzi. Simte, uite, pare steaua. Aveți încredere. Aveți încredere că vă veți vindeca și steaua, și soarele. Măi, e o chestie de renaștere, de transformare. Aveți încredere că va fi bine. Hai să fac o dată. Iată, 10 de cupe, am văzut fericire, fericire de două ori. Maximă. Extraordinar. 20 iar. Ia, 20. 20. 32, am zis, mai devreme 4 iar. 20. Mai. Ori e un păcat, o împăcare, ori o renaștere după o mare dezamăgire. Iar regina de spade și distanța. O luați de la zero. Lăsați în urmă apele tulburi, clar. Și mergeți către sufletul vostru pereche, vedeți? Mergeți, mergeți către ei. Doamne, ajută, să vă ajute Dumnezeu. Ia, te zi, stați frumos la masă, la un pahar de suc. Astăzi am mâncat înghețată. Am îndrăznit. McFlurry cu caramel. O dată. De două ori. Băi, lasă-mă. De trei ori. V-ați consumat energia unde nu trebuia. Ia uite, v-a stresat. De trei ori. Șase de monede. Ați dat bani în stânga și în dreapta. Da, diavolul. Trebuia să apară și 15, diavolul. Regina de cupe. Frumos. Cineva posibil să fie, nu știu, voi sau alt... Vorbesc de voi. Poate să fie și invers, dar... Dacă vă recunoașteți, e o atracție foarte mare pentru un personaj care de altfel este minunat, empatic, plin de compasiune, de înțelegere, de amabilitate, dar care trezește, interesant, e singura regina de cupe care are trăsnete în jur. Probabil cineva, Lună și Uranus. Acest diavol poate să fie obsesie, pasiune pentru acest personaj. Dar pentru unii dintre voi, interesant. Asul de cupe. E un nou început. Voi știți dacă vreți să vă împăcați cu acest personaj pe care îl doriți, o doriți. O doriți. Dacă sunteți bărbați, o doriți foarte mult. Posibil acest personaj v-a întors spatele din cauza niște... A simțit pentru că regina de cupe simte, măi, simte. Și aveți luna. Și aveți Moonlight. Acest personaj a simțit că e ceva toxic în viața voastră. Ori acasă, ori, eu știu, în viața voastră. A simțit lucrurile astea. 600 monede dă în stânga și în dreapta din, eu știu, veniturile sale. N-are timp de una că trebuie să se ocupe de alta și de alta și de alta. Cu alte cuvinte, echilibru nu mai este. E o balanță dezechilibrată și nu vorbesc de zodia balanței, că în mod special Venus în Taur, dar poate să fie și alte planete. Avem elemente de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, Capricorn, Pești, Drac, Scorpion. În mod special am văzut și aer, dar cred că la aer se renunță deocamdată sau la figurile cu aere. În sensul de, e bine să fii mândru, să fii conștient de valoarea ta, dar sunt unii oameni care se cred, și în primul rând e vorba de aere, e vorba de niște cuvinte grele. Care s-au spus. Oameni care vorbesc, repet, fără să gândească. Energie de aer, dar negativă. Acușica, 6 de monede. Să clarificăm. Dar dacă știți că ați pierdut bani sau ați consumat energie în stânga și în dreapta, conștientizați că v-ați... îngreunat, să zic. Interesant. Vedeți? Aici este o stea. V-ați îngreunat. Interesant. V-ați îngreunat steaua, misiunea. V-ați ars niște potențiale. Eu asta simt. Cu alte cuvinte, ați ajuns într-o situație toxică. Poate unii din prea... Interesant. Poate unii ați ajuns într-o situație toxică din exces de generozitate. Unii, nu toți. Sau, pentru că ați au cerut de la voi. Nu știu cât ați fost de generoși, dar am văzut 10 de monede. V-ați consumat pentru oameni care au cerut. Dăm și mie, dăm și mie, ocupă-te și de mine, ai timp și de mine.
Dar apare totuși o nouă dragoste. O nouă figură în viața voastră. Sau potențialul de a renaște și de a vă vindeca. Am spus și varianta în care poate unii dintre voi ați întâlnit o femeie sau nu neapărat o femeie, o energie feminină, poate să fie și bărbat în energia sa feminină înaltă, un personaj care alină, care susține, că am văzut și cărțile dați în urmă, liderul care susține versus tiranul care deprimă. Dacă ați întâlnit acest personaj și știți că acest personaj v-a întors spatele, v-a întors ca să se vindece. Dacă voi vreți, interesant, sunt două cupe, am văzut mai devreme, dați în urmă, doi de cupe. Dacă voi vreți să fiți în relație cu acest personaj care susține, care alină, care înțelege, posibil că vă doriți totuși o împăcare și știți cam ce aveți de făcut. Timpul curge, nu uitați, e aici o clepsidă, timpul curge. Trebuie să comunicați. Oho, regina de cupe și împărăteasă. Iar, interesant, turnul acesta. Pe 16, interesant, pe 16 februarie, poate că ați avut vreo viziune unii dintre voi. 16 pe 19 a fost luna nouă. Poate 16, că văd aici 16 și februarie. Unii, nu toți. Poate că ați înțeles confuziile în care ați trăit și v-ați hotărât, ar fi bine să vă hotărâți, să vă schimbați, să vă transformați, să renașteți. Dar 8 de bute, distanță. Dacă e distanță, această distanță va fi micșorată, va fi străbătută și va fi comunicare. O comunicare care aduce abundență, care aduce bucurie, dincolo de confuzii, de mister, de tăceri, de dezamăgiri. Interesant, la voi. Ha, ce drăguț! Că am zis că ați avut Jasper roșu, am simțit nevoia să clarific cu aceste cărți. Iaca, aș s-a oprit la asul de bâtă, aveți as de cupe, probabil și pasiune cu diavolul și dragoste. Ori dincolo de pasiune ați descoperit, poate unii dintre voi ați fost într-un triunghi amoros, poate, nu obligatoriu, sau triunghiul să fie reprezentat de familia din care veniți. Neamurile prietenii. Nu neapărat o a treia persoană. Oameni care v-au distras atenția de la steaua voastră, misiunea voastră. Dar dacă a fost o atracție foarte puternică în voi și... Ia uite, iar apare steaua! Măi, diavolul ăsta și-a propus să cucerească pe cineva de steaua și aici, steaua și steaua. Interesant ce simt. Poate unii dintre voi sunteți foarte obsedați, vă gândiți foarte atrași, sexuali, dar și vă gândiți foarte intens cum să fiți cu un personaj public, steaua înseamnă personaj public, sau cu un personaj care alină, pentru că simțiți că aveți destin împreună cu ei. Posibil. Hai să vedem, totuși. 6 de monede, clarificăm 6 de monede. Ia ca așa. Iată, 5 de spade. Am zis că au fost oameni care au intervenit între voi. 5 de spade. Oameni geloși, oameni care și-au băgat nasul. Poate au bârfit, poate au comentat negativ. Ce, că nu-i de nasul tău, sau că lasă, că tu trebuie să fii cu noi, sau că aia, sau că e la altă. 5 de spade. Ia uite, al treilea personaj. Deci voi doi erați împreună cu sufletul vostru pereche și a intervenit al treilea personaj. Cu un anume tip de pasiune toxică, cuvinte negative, jocuri mentale și a dezechilibrat situația dintre voi. Au avut pretenții, au cerut, eu știu, atenție, bani, poate chiar au șantajat, interesant cum vine mesajul, poate chiar cineva a șantajat. E interesant, cineva din trecut, 4 de cupe. Dar apare această tentație. Mai, unii erați într-o relație plictisitoare și a apărut un personaj care v-a atras atenția. Dar rău, rău, rău de tot. Rău de tot. V-a pus pe foc, pe jar, pe ce vreți voi să... Eu știu. Diavolul. Ați văzut diavolul mai devreme? De două ori a apărut. Iați așa, diavolul.
Mă, dar arată bine diavolul ăsta. Ce să zic? Arată bine. Clarificăm diavolul pentru numărul 3. Who is this? Diavolaș. Pasiune mare, băi. Dar mare putere trebuie să aibă acest personaj, această regină de cupe, dacă a rezistat, dacă a putut să plece. Chiar. Greu să... Eu că așa... Stai, că a apărut ceva. Zice, se bute. Nu știu dacă i-ați luat pe sus, dar urmează. Cu magicianul. Ia uite. Cu magicianul. Urmează să manifestați. E un nou început. În această perioadă se va manifesta un nou început. Pentru că, ia uite, 10 de bâte arde de pasiune, se consumă. Pe ce? Pe diavol. În ce sens? Voi știți. E super, super atracție. I-ați luat pe sus, i-ați luat pe hainele, eu știu ce le-ați face, dar dacă n-ați făcut-o, probabil că o să o faceți cât de curând. Cu magicianul, sunteți foarte determinat. 10 de bâte, foarte determinat. Nu contează prin ce trebuie să treacă, ce blocaj, e foarte determinat. Acum, interesant ce mai simt. Dacă pentru unii poate să fie și personajul acela negativ de care vreți să vă eliberați, iaute 0. Să vă bucurează dragoste, iaute 10 de cupe, asul de cupe. Și să dai un personaj cu care nu comunicați. Nu comunicați coerent. Nu comunicați. Poate să fi fost doar atracție fizică, dar să nu fie comunicare. Dacă a fost ceva de genul ăsta, renunțați la acele personaje sau la acel personaj și manifestați ceva nou. Hai să vedem ce manifestați, că se pare că totuși ceva as de cupe apare de două ori. 10 de cupe, regina de cupe. Hai să vedem, regina de cupe. Moonlight. E o melodie care îmi vine. I love you. No. Regina de cupe. Extra. Și deschisesem la diavol. Ia să văzuse diavolul. Nu știu, era diavolul, marea preoteasă. Și 0. Da, vrei să luați de la 0. Vreți să începeți 0, 1, asul de cupe, vreți să începeți o nouă relație, să renașteți împreună cu cineva. E un personaj pe care îl o adorați. Îl sau o adorați. Nu știu dacă lor le rupeți hainele de pe ei, dar în primul rând îi puneți așa pe un... Și posibil că și ei vă vor pune. Eu am senzația că amândoi vă... Pentru că sunt două cupe față în față. Amândoi vă iubiți și vă simțiți atrași unul de altul. 8 de monede. Da, vreți să munciți în această relație. Probabil că ați studiat. Da, iar apar conflictele. 5 de spade, 5 de bâte. Iar apar conflictele. Dar ați avut un personaj din trecut sau, nu știu, poate chiar un personaj care e gelos. Geloasă? Mai. Îi lăsați. Eu simt că îi renunțați la acești oameni. Dacă vreți să manifestați obsedant ce această stea, acest, nu știu, personaj cu care aveți destin. Așa ziceți voi, așa simțiți voi. Dacă așa simțiți, așa o fi. Cărțile arată că îi adorați, că le adorați. Arată că vreți să munciți în această relație. Asul de cupe. E lumea. Acest personaj e lumea pentru voi, totul pentru voi, eventual și voi sunteți totul pentru ei. Puteți să luați și invers. Puteți să considerați și chestia asta, chiar dacă nu vă vine să credeți. Asul de cupe. Sau veți fi totul pentru ei. Chiar dacă acum nu sunteți totul, veți fi. Turnul. Da, e gelozie. Cine a intervenit într-un mod neaștept. Turnul înseamnă separare. Am mai văzut, dați în urmă turnul 16. Cineva a intervenit într-un mod neașteptat. Probabil o persoană geloasă. Sau gelozia a închipuit. Poate cineva și-a închipuit
Poate să fie și închipuire. Interesant, dar dacă a fost o separare, apare și 0. Momentul 0. L-am mai văzut mai devreme. 0, 1, dați în urmă. Dorința de a o lua de la 0. De a începe cu acest personaj ceva. Nu. Puterea. Interesant, dar vedeți în aceste... Uite și soarele, măi, deci chiar vă face fericiți. Chiar dacă a fost dezamăgire, puneți capăt acestei dezamăgiri. Vă e dor 6 de cupe, vă e dor foarte rău de acest personaj. Și lor de voi. Pentru că la 6 de cupe e telepatie, e... Și la 2 de cupe la fel. Sunteți fericiți, sunteți foarte fericiți când sunteți împreună. Dar ce vreau să spun, puterea, acest personaj vă dă putere, vă și echilibrează. Interesant că în aceste de cărți puterea are numărul 11. Poate să însemne ceva, dar 11 în tarot reprezintă justiția, vă echilibrează. Și pentru unii dintre voi, dacă vă gândiți la o femeie, pe care o considerați totul pentru voi, femeia vieții voastre, posibil această pe